Vă rog să deschideți Cartea Sfântă Biblia la Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 20, de la versetul 11 la versetul 18, vă citi Cuvântul Domnului. Vă rog să ascultați citirea Cuvântului Lui Dumnezeu sau dacă aveți Biblia, Biblia la dumneavoastră să îl urmăriți. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea s-a plecat să se uite în mormânt. Și a văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Isus. Unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Isus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Isus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și a zis, Doamne, dacă l-ai luat, spunem unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Isus i-a zis, Marie, ea s-a întors și a zis în evrește, Rabunii, adică învățătorule, nu mă ține, i-a zis Isus căci încă nu m-am suit la Tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. În această dimineață, Doresc să-mi intitulez mesajul evanghelic când îl cauți pe Dumnezeu. Aș vrea să vă pun o întrebare. În viața asta a multor căutări, pentru că mereu suntem în căutare. Sunt oameni care caută și nu găsesc niciodată, dar ei sunt mereu în căutare. Sunt oameni care caută, găsesc, dar rămân nemulțumiți, oricât ar avea. Oricât ar strânge, un gol în inima lor tot există și sunt nemulțumiți. În această dimineață aș vrea să vorbesc despre o căutare și o găsire a celui ce este totul în toți, care ne împlinește și care ne mulțumește atunci când l-am găsit. Omul a fost creat printr-o relație a lutului cu Dumnezeu. Și singura regăsire pe sine a omului se face atunci când el, omul, se înfrățește cu Dumnezeu sau se unește, se îndumnezeiește. Aș vrea în această dimineață să vedem ce se întâmplă atunci când un om îl caută pe Dumnezeu. Trăim într-o generație când mai puțin și tot mai puțin, chiar și creștini, îl mai caută pe Dumnezeu. Viața creștină a devenit un ritual religios, a devenit un obișnuit. A devenit ceva normal. Nici o diferență nu mai este pentru unii creștini în a veni la mol sau a merge la biserică. Este același sentiment, este aceeași trăire interioară. Nu mai există nicio diferență între una și alta. Ba pentru unii e chiar mai grav. Businessul a devenit o prioritate și acolo te concentrezi la maxim ca să dai randamentul cel mai bun. Iar Biserica este locul opțional unde, chiar dacă vii sau dacă venim, ne permitem să fim pasivi, să nu participăm activ la slujbă și, pur și simplu, să ne liniștim conștiința în fola Biserică. Biserica ar trebui să fie ceva deosebit. Întâlnirea și dorința de întâlnire cu Dumnezeu ar trebui să fie prioritatea vieții noastre. Căutarea lui Dumnezeu ar trebui să fie o prioritate zilnică și nu doar un mod duminical sau de sărbători. Mă bucur că biserica este plină. Stau și mă gândesc cum va fi duminica viitoare când nu o să fie Paștele, când nu o să sărbătorim. De fapt, de fiecare dată ar trebui să sărbătorim învierea Domnului. Dar mă refer la sărbătoarea aceasta cu caracter specific. Ce o să se întâmple joi, sara sau marți la rugăciune? Îl căutăm noi pe Dumnezeu? Vrea Dumnezeu să-L căutăm? Iată o femeie, este vorba de Maria, prima căruia i s-a descoperit Domnul. Despre Maria știm foarte bine, despre Maria Magdalena, că ea fusese posedată de șapte draci. Șapte duhuri rele au intrat în inima Mariei. Nu știm diverse duhurile sunt diverse. Nu știu despre ce duhuri este vorba, dar cert este că sunt duhuri rele și omul poate să fie posedat ori de un singur duh bun sau sfânt, care este Duhul lui Dumnezeu, ori de alte duhuri rele. Aș vrea în această dimineață, Maria a fost posedată și eliberată de Domnul Isus. Femeia aceasta, din momentul eliberării ei, nu s-a mai despărțit de Isus Hristos niciodată. Scepticii, batjocoritorii, coritorii cuvântului lui Dumnezeu merg la extremă și asta vor fi învățați copiii uneori în școli. Că Isus Hristos a iubit-o pe Maria Magdalena, că s-a dus cu ea, a fugit în Egipt, că s-a căsătorit și au avut copii. O mare minciună, o mare... Nici nu se poate descrie în cuvinte ce poate să fie această halucinație sau această, știu eu, descriere ireală, neadevărată. Isus niciodată nu s-a căsătorit cu Maria Magdalena. Niciodată n-a avut o relație amoroasă cu Maria Magdalena. Niciodată n-a avut copii cu ea. Însă, în scepticismul, în nebunia și în satanismul de acum, care întunecă o lume întreagă, creaționează și imaginează astfel de lucruri care să-i afecteze chiar și pe creștinii superficial în cunoașterea scripturii. Maria Magdalena este cea care l-a iubit pe Isus. Pentru că n au uitat niciodată binele care i l-a făcut Domnul prin eliberarea de cele șapte duhuri care o posedau. Și astfel, dis de dimineață, Evanghelistul Matei ne spune că mai era o Marie care era împreună cu Maria Magdalena, că era un grup de femei care s-au dus să stea la mormânt să vadă ce se întâmplă. Iată aici bărbăția femeilor și vedem lașitatea sau frica bărbaților care stăteau închiși de frică să nu vină romanii sau iudeii și să-i crucifice și pe ei, cum l-au crucificat pe Domnul lor. Cu toate că toți au promis loialitate, cu toate că toți au promis că vor fi lângă Domnul, însă n-a rămas nici unul. Și acum, în dimineața învierii, prima care descoperă că Isus este înviat, este Maria Magdalena. După această descoperire, a mormântului gol, se duce și îi spune ucenicului Petru, care era liderul grupului, mormântul este gol, nu mai acolo trupul lui Isus. Nu știm cine l-a luat, veniți să vedeți. Și acum Petru și Ioan, cel mai bătrân și cel mai tânăr dintre ucenici, se duc la mormântul lui Isus. Ajung la mormânt, Ioan fiind mai rapid, mai tânăr, ajunge primul la mormânt se uită în mormânt, vede fușiile de pânză, nu vede trupul lui Isus, dar nu intră în mormânt. Petru, omul mai în vârstă, mai calculat, omul care gândește mai bine decât cel tânăr, care are mai multă pasiune, dar mai puțină perseverență, tânărul. Iar bătrânul care are, are și el pasiune, însă nu-l mai ajută fizicul, dar este mult mai perseverent. Intră în mormânt, vede fâșiile de pânză, vede ștergarul care a fost făcut sul și pus la loc, dar nu vede trupul lui Isus. Și totuși nu îi se descoperă Isus nici lui Petru, nici lui Ioan. Totuși se descoperă Mariei. De ce Isus nu se descoperă lui Petru și lui Ioan, care și ei s-au dus la mormânt? care și ei au văzut fâșiile de pânză, piatra dată la o parte, mormântul gol. De ce se descoperă Isus Mariei? Revin la întrebarea. Ce se întâmplă când un om îl caută pe Dumnezeu? Și cum trebuie să-l cauți pe Dumnezeu ca el să-ți se descopere? Iată, există câteva versete în Biblie, unde Biblia ne vorbește prin profeți, Dumnezeu prin profeți, că el vrea să fie căutat. El, Dumnezeu, vrea să fie căutat. Putem noi să-l căutăm pe Dumnezeu? Iată, Isaia 55 cu 6. Căutați pe Domnul, câtă vreme se poate găsi. Chemați-l câtă vreme este aproape. Amos capitolul 5 versetul 4. Căci așa vorbește Domnul către casa lui Israel: Căutați-mă și mă veți și veți trăi. 1 Cronici capitolul 16 versetul 11. Căutați pe Domnul și sprijinul lui. Căutați necurmat fața lui. Cum pot eu să-l caut pe Dumnezeu? A fost o întrebare care și-au pus-o nu doar noi, ci și-au și -o pus-o și oamenii de știință. Și într-una din zile, pe 12 aprilie 1961, primul om care survolează spațiul, care ajunge să pună piciorul pe lună, este un rus. Cu siguranță ați auzit, unii, știți deja povestea, mai ales cei din generația mea. Iurie Gagarin, acest rus a ajuns să pună piciorul pe lună. S-a dus cu o menire clară, specială, Unu, să pună piciorul pe lună și, fiind într-un context ortodox creștin, au vrut să-l găsească pe Dumnezeu. Dar, în același timp, sub un sistem comunist care detesta existența lui Dumnezeu. După ce el s-a întors de pe lună. I s-a pus întrebarea, dar înainte să-i se pună întrebarea, s-a întâlnit președintele cu cosmonautul care a pus piciorul pe lună și acum s-a întors pe pământ. Fii atent aici. Indiferent ce crezi tu despre Dumnezeu, să spui următorul lucru: că nu l-ai văzut pe Dumnezeu prin spațiu. Niciodată, Gagarin, nu a făcut această afirmație. Niciodată. Se spune și se presupune. Sigur că distorsionând adevărul, că el ar fi făcut următoarea afirmație. Am fost în spațiu, dar nu l-am văzut pe Dumnezeu. Niciodată el n-a spus așa ceva. Însă, știți ce a spus mai târziu? El, sumar, Gagarin, pentru că a afirmat că există Dumnezeu, pentru că și-a crescut copiii și pentru că el însuși a fost un creștin care frecventa și care citea scriptura, frecventa biserica a spus în felul următor, lucru care n-a fost consemnat în presă. Au fost consemnate minciuni, irealități, dar n-au fost consemnat ceea ce a spus el cu adevărat. Ascultați ce a spus el. Un om credincios lui Dumnezeu, după interviu, a spus în felul următor și n-au vrut să-L consemneze ce a spus el. Cine nu l-a întâlnit pe Dumnezeu pe pământ, nu-L poate întâlni nici în spațiu. Asta a spus-o el. Pentru această afirmație... El a trebuit să plătească cu viața. La 34 de ani, în timp ce împreună cu un alt coleg survolau spațiul cu un MiG-15. A fost o greșeală cică de pilotaj. Avionul s-a prăbușit și cei doi și-au pierdut viața. Dragii mei, Dumnezeu există. Că vrea sau nu vrea un sistem, o țară, o lume să-L recunoască, El există. Și trebuie căutat. Aș vrea să ne uităm puțin la Maria. De ce Domnul Isus îi se descoperă Mariei? Și ce este interesant? Că Mariei nu numai Domnului se descoperă, ci Maria vede și doi îngeri. Ceea ce n-a văzut Petru și Ioan. Vreau să vă întreb, dacă dumneavoastră în viața de creștin ați văzut măcar un înger, ați avut o descoperire în care Dumnezeu să vă arate un înger? Păi, lucrul acesta este un lucru extraordinar. Nu suntem pasionați în a vedea îngeri. Nu ne rugăm pentru a vedea îngeri. Nu ne rugăm și nu-l căutăm pe Dumnezeu. Căutăm mai mult lucrurile și interesele noastre materiale și personale. Și de Dumnezeu avem timp doar poate duminica, când avem timp. Însă, Maria vede doi îngeri. Și cu toate că vede doi îngeri, ea nu se mulțumește cu cei doi îngeri. Spune Biblia că erau doi îngeri în mormânt. Unul în locul unde a fost pus trupul lui Isus la cap și celălalt la picioare. Parcă era acolo, dacă ne imaginăm, acel chivot al poporului evreu. Vă amintiți că îngerii stăteau la nivelul capacului ispășirii cu aripile unul îndreptat înspre celălalt. Și se uitau unul la celălalt, și când au văzut-o pe femeie, pe Maria, că a intrat în mormânt, a zis: De ce plângi? Pe cine cauți? Și ea nu-și plânsul, continuă să plângă, pentru că l-au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Nu se mulțumește cu o revelație angelică. Ea vrea să se întâlnească cu Domnul Isus Hristos. Nu se mulțumește cu o revelație doar de îngeri ci vrea să-l vadă pe Domnul. Și acum aș vrea să vedem câteva modalități de a-l căuta pe Dumnezeu. Cum pot să-l caut pe Dumnezeu? Că nu oricine are ocazia care a avut-o acel cosmonaut, Iurie Gagarin din uh, Rusia, sau James Irving din America, să survolăm spațiu, să vedem, o fi Dumnezeu prin spațiu sau nu. Cum îl putem noi căuta pe Dumnezeu? Și aș vrea să vedem, iată, câteva modalități de a-l căuta pe Dumnezeu. Daniel, capitolul 9, versetul 3, spune Daniel așa. Și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-l caut. Cum? Cu rugăciune și cereri. Postind în sac și în cenușă. M-am rugat Domnului și am făcut următoarea mărturisire. Iată, câteva lucruri importante. Când vrei să-l cauți pe Dumnezeu, trebuie mai întâi să fii un om al rugăciunii. Când vrei să-L cauți pe Dumnezeu, trebuie să fii un om al postului. Când vrei să-L cauți pe Dumnezeu, trebuie să fii un om care să te mărturisești, să-ți mărturisești păcatele înaintea lui Dumnezeu și El să aducă sfințenia peste tine, peste mine, peste noi. În psalmul 119, versetul 10 și 11 spune așa, Te caut din toată inima. Iată, al căuta pe Dumnezeu nu este suficient doar cu post, cu rugăciune, cu mărturisire. Ci să-l cauți pe Dumnezeu cu toată inima. Cu toată inima. Ce înseamnă să-l cauți cu toată inima? Când te duci să faci o lucrare într-un job, toată concentrația ta e la acel job ca lucrarea aceea să iasă bine, indiferent în ce domeniu lucrezi, domeniu medical sau construcții, la școală sau oriunde, te concentrezi ca munca care o faci, geabul care o faci, să iasă cel mai bine. Știi ce înseamnă asta? Să pui inimă, să pui suflet, să pui toată concentrarea ta ca lucrarea să-ți iasă bine. Când Biblia spune să-L cauți pe Dumnezeu din toată inima, adică cu toate facultățile din tine, cu tot ceea ce există în tine, cu toată ființa ta, cu mintea ta, cu gesturile tale, cu faptele tale, cu absolut tot ce însemn tu în general, să-l cauți pe Dumnezeu. Ce se întâmplă când un om îl caută pe Dumnezeu? Iată, din toată inima, cu post și rugăciune, cu mărturisire, ce se întâmplă? Iată patru lucruri am să le prezint care se întâmplă atunci când un omul îl caută pe Dumnezeu. În primul rând, Dumnezeu ți se va descoperi. Vreau să întreb dacă de aici cuiva i s-a descoperit Domnul. Dacă în biserică mai există setia într-un creștin de aici, care îl caută în fiecare zi și din toată inima pe Dumnezeu. Iată, Maria, femeia aceasta, ne spune cum să-L căutăm pe Dumnezeu ca să se descopere. Nu găsim că Petru și Ioan plângeau. Nu găsim că ei au o pasiune profundă în a se întâlni cu Mântuitorul, ci găsim că se duc ca și curioșii la mormânt, se uită în mormânt, dar nu văd nimic. Însă, Maria scrie Biblia, și dea afară lângă mormânt și plângea. Știi ce îmi spune plânsul ăsta? Că dorea din toată inima o întâlnire cu el să-l vadă. Vreau să te întreb când ai plâns ultima dată în biserică? Când a fost momentul acela în rugăciune, când ai vărsat lacrimi înaintea lui Dumnezeu? Și ai zis, Doamne, te caut din toată inima. Știți când îl căutăm noi pe Dumnezeu? Când trecem prin necazuri, prin suferințe. Atunci ne aducem aminte și vedem ce mici suntem, ce neputincioși suntem și ce mare este Dumnezeu. Și atunci, cu lacrimi, ne rugăm, îi punem și pe alții să se roage. Și nu este rău. Dar de ce numai atunci îl căutăm? Când îl cauți pe Dumnezeu, el se lasă găsit. De oricine îl caută cu toată inima. Știți de ce are nevoie generația mea? Generația mea are nevoie nu de slujbe religioase. Generația mea, generația noastră, are nevoie de o cunoaștere a lui Dumnezeu. De o descoperire a lui Dumnezeu. O descoperire care nu ți-o dau cărțile, nu ți-o dă teologia, studiul teologic, nu ți-o dă absolut nimic decât revelația. Revelația nu poate fi înlocuită de niciuna din acestea. O cunoaștere personală a lui Dumnezeu, știi? Se întâlnește Dumnezeu cu Iacov odată în Genesa capitolul 28 versetul 13. Și când se întâlnește Dumnezeu cu Iacov, Dumnezeu era prima întâlnire, Iacov nu-l cunoștea pe Dumnezeu. A auzit Iacov vorbind de Dumnezeu de la părinții lui și de la Bunicii lui. Dar niciodată Iacov nu l-a întâlnit pe Dumnezeu. Și acum este întâlnirea lui Iacov cu Dumnezeu și au zis cum se prezintă Dumnezeu. Eu sunt Dumnezeul Tatălui tău, Avraam. Dumnezeul lui Isaac. Și Dumnezeu nu mai continuă să zică și Dumnezeul tău. De ce? Era prima întâlnire a lui Iacov cu Dumnezeu. Pe Dumnezeu. Până nu-l întâlnești personal, el nu devine Dumnezeul tău. El devine Domnul meu. Devine Domnul tău dacă există o întâlnire cu el personală. Aș vrea să te întreb dacă tu ai avut o întâlnire cu Dumnezeu. Botezăm oamenii în apă uneori și facem greșeala oameni care nu s-au întâlnit cu Dumnezeu. Poate ajungem prin erori ecleziastice. Să-i scăpăm în slujbe oameni care nu s-au întâlnit cu Dumnezeu și rezultatele se văd. Eșecurile în viața unor creștini nu este altceva decât lipsa întâlnirii omului cu Dumnezeu. Aș vrea să te întreb și să repet această întrebare. Ai avut o întâlnire personală cu Dumnezeu? o întâlnire în care tu ai plâns, în care tu ai simțit prezența lui Dumnezeu. E vorba de acel moment al întâlnirii pe care nu poți să-l uiți. Este inconfundabil, ăla nu seamănă cu celelalte momente. Este un moment special, un moment deosebit pe care îl vei marca în viață și nu-l vei uita niciodată. A fost ziua întâlnirii mele cu Dumnezeu. Niciodată Maria nu va uita această întâlnire. O întâlnire deosebită în dimineața învierii când Isus stă de vorbă cu ea. Interesant, în timp ce ea se uită în mormânt și stă de vorbă cu îngerii, în spatele ei apare Isus. Și o întreabă, femeie, de ce plângi pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și a întors așa puțin fața, nici nu s-a uitat bine la el și a zis, Domnule, Domnule, dacă l-ai luat, spune unde l-ai pus și mă duc să-l iau. În momentul când Iisus îi rostește numele Marie. Ea se întoarce și realizează că nu-i grădinarul, că nu-i un înger, ci este chiar El, Iisus Hristos. Maria. Întâlnirea cu Dumnezeu te va marca pentru totdeauna, dragul meu. Aș vrea în această dimineață rugăciunea noastră să fie, Doamne, nu-i destul că s-a întâlnit Maria cu tine, Vreau să stau în biserică, vreau să stau aici să plâng, că și eu vreau să mă întâlnesc cu tine, Doamne. Și eu îmi doresc o întâlnire cu tine reală. Știți cum s-a rugat Moise în Exod capitolul 33, versetul 18? Moise s-a rugat în felul următor. Moise, care a trecut prin Marea Roșie, care a văzut slava lui Dumnezeu, care a văzut venind mană din cer, pâine, să ploaie pâine, bucăți de pâine din cer, care a văzut că Dumnezeu le dă carne trimițând prepelițe ca ei să mănânce până au murit cu carne între dinți care au văzut că apa ieșind din stâncă când a vorbit stânci și era el supărat, care a văzut toate minunile lui Dumnezeu, minuni care poate noi nu le vom vedea vreodată. Dar la un moment dat, într-o discuție a lui cu Dumnezeu a zis, vreau o întâlnire personală cu tine, Doamne, arată-mi slava ta! arată slava ta, vreau să mă întâlnesc cu tine. Era dorința, dorința omului lui Dumnezeu. Știi, există câteva condiții ca să-L vezi pe Dumnezeu. Iată ce spune Biblia. Matei 58. Ferice de cei cu inima curată, că cei îl vor vedea sau îl vor întâlni pe Dumnezeu. Ieremia 29, 13 și 14. Trebuie să dorim, să căutăm pe Domnul, să dorim să-l cunoaștem pe Domnul, o inimă doritoare. Deci o inimă curată, o inimă doritoare și în faptele apostolilor 17 cu 27 ne spune Biblia să avem o inimă pasionată. Spune acolo apostolul Pavel că Dumnezeu care a creat lumea, a creat tot ce se vede în predica lui din Areopag, spune că el vrea ca omul să se silească, să-l găsească bɨșbuinț. Știi ce înseamnă bɨșbui? Poate tinerii habar n-au ce a bâșbâi. A bâșbâi să presupunem că aici e întuneric beznă, da? Și eu vreau să-mi caut ochelarii. A bâșbâi înseamnă ceva de genul acesta. Până îl găsesc. Asta înseamnă a bâjbâi. Dumnezeu vrea să persistăm în căutarea Lui. Să facă Domnul asta să fie întâlnirea ta cu Dumnezeu. Pentru că dacă nu și acest Paște, va fi ca și Crăciunul sau ca și altă sărbătoare trecând pe lângă tine, doar sărbătorind cu familia, doar mâncând miel sau ce ți-ai pregătit de Paște și neavând niciun efect această înviere a Lui Hristos. Un al doilea lucru care se întâmplă atunci când te întâlnești cu Dumnezeu este că Dumnezeu îți schimbă starea lăuntrică. Ăsta este un lucru extraordinar. Ce făcea Maria? Plângea. Ce era starea asta? O stare de tristețe. Oamenii sunt triști în lumea asta, credeți-mă. Și oamenii politicieni care zâmbesc au o tristețe sufletească. Mulți dintre creștini, dintre noi, avem suferințele noastre, stările noastre. Te-ai întrebat vreodată dacă starea ta spirituală cu care vii înaintea lui Dumnezeu este plăcută? Există creștini apatici, cu stări apatice, adică indiferență. Nu contează ce se întâmplă în biserică, el are gândurile lui, treaba lui. Este o stare apatică, o stare de indif indiferență. Poate să fie o stare de împietrire. Starea de împietrire este foarte rea. O cât vorbește Dumnezeu, niciodată cuvântul lui Dumnezeu nu intră în inima ta. Vorba unui sfânt, unui om al lui Dumnezeu care a spus, unii creștini în biserică sunt ca pietrele în apă. Dacă vă veți duce la râu să luați o piatră care stă în apă și o veți crăpa în două piatra, știți ce veți constata? Că înăuntru piatra este uscată. Chiar dacă a stat zeci de ani în apă, apa nu intră în piatră niciodată. Așa pot să fie unii creștini, pot să fie în biserică să stea zeci de ani, însă niciodată cuvântul lui Dumnezeu să nu intre în ei, în, ei, în inima lor. Aș vrea Dumnezeu astăzi să sfărâme orice inimă de piatră. Și cuvântul lui Dumnezeu să intre și să schimbe starea la lăuntrică. Iată, descriu în Psalmul 73, de la, 1 la 20, de la 1 la 28, Asaf ne descrie stările lui spirituale prin care a trecut. Prima dată a fost o stare de decepție. Doamne, zice, mă uitam cu jind la cei ce fac rău, adică cu invidie, cu ciudă, la cei ce fac rău. Celor răi le merge bine, Doamne. Nu-i tulbură nimic până la moarte. Au mai mult decât le trebuie. Gura le merge, le cutreieră pământul. Oamenii aproape că li se închină înaintea lor. Au tot ce le trebuie. Păi ăștia nici o boală nu-i tulbură. Și eu am stat și m-am gândit, Doamne, păi nu mai bine aș fi și eu ca ăștia. Păi dacă n-au nicio boală, dacă au mai mult decât le trebuie, dacă au tot ce le trebuie, dacă oamenii au atâta respect și toată lumea îi onorează, de ce n-aș fi și eu ca ei? Doamne, nu ești drept. De ce eu care te slujesc îți bolnav? De ce eu care te slujesc n-am cât îmi trebuie? Uneori n-am cât îmi trebuie. De ce, Doamne, se întâmplă să fiu așa și ăia, fără tine să o ducă bine? Știi ce, Doamne, m-am hotărât, nu mai slujesc, nici nu mă mai duc la biserică. Pentru că dacă tu ești așa, de ce te comporți așa cu mine și te comporți așa cu ei? Înseamnă că mai bine să fii ca ei. Asta era prima lui stare. O stare de respingere o stare neplăcută lui Dumnezeu. O stare de necredință. Dar într-o zi a zis, totuși, hai să mă mai duc și eu pe la biserică, să văd eu ce se mai întâmplă pe acolo, pe la biserică. Și când am intrat în casa ta, în prezența ta, mi s-a schimbat starea. Dintr-o dată am văzut lucrurile dintr-un alt punct de vedere. M-am uitat la sfârșitul acestora cărora le merge bine. N-aș vrea sfârșitul lor niciodată. Un sfârșit rușinos. O duc ei bine, dar vine o zi când trebuie să moară să plece de aici. Sfârșitul acela lor e atât de rușinos că nu mi-ar trebui toți banii lor. Că nu mi-ar trebui toată slava lor și onorurile lor. E așa de rușinos cum sfârșesc. Tu îi pui în locuri întunecoase. Tu îi pui în locuri groaznice. Nu-mi doresc sfârșitul lor. I s-a schimbat starea. Dragul meu, când stai acasă și nu vii la adunare, starea ta nu se poate schimba să se facă mai bună, ci mai rea. Numai în prezența lui Dumnezeu se schimbă stările din noi. Petru și Ioan au fost și ei și au văzut mormântul. Au văzut fâșiile de pânză, dar nu li s-a schimbat starea interioară. Starea interioară o descoperim mai târziu. Maria Magdalena se duce și le spune, am văzut pe Domnul. Și ei zice, nu credem. Păi cum nu credeți? Dar eu l-am văzut. Nu, nu credem. Păi ați fost și voi și ați văzut mormântul. Am văzut mormântul, dar noi nu l-am văzut pe Domnul. Nu se schimbă starea decât în prezența lui Dumnezeu. Dragul meu, nu mormântul gol, nu fușiile de pânză, nu giulgiul de la Torino, nu crucea fără Hristos schimbă starea omului, ci ceea ce schimbă starea unui om este prezența lui Dumnezeu. Știi ce spune în Psalmul 34, versetul 5? Când îți întorci privirile spre El, adică când te întâlnești cu El, ce se întâmplă? Te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Iată o schimbare a stării. Înainte fața mi era plină de rușine. Înainte eram cum eram în interior, avem o stare că dacă mi-o vedeam, plângeam. Dar când m-am întors, când m-am întâlnit cu Dumnezeu, mi s-a schimbat starea. Știți de ce sunt creștinii triști în biserică? pentru că nici n-ar trebui să fie creștini triști, mai ales în America. În America, unde Dumnezeu ne-a binecuvântat cu de toate. Și eu mă tot întreb, poate și Domnul se întreabă, ce aș mai fi putut să fac viei mele și nu i-am făcut? Ce aș mai fi trebuit să-i dau și nu i-am dat? La Vasile, la Maria, la Petru, ce aș mai fi putut să-i dau? Că mi-au cerut casă, i-am dat case. Mi-au cerut mașină, i-am dat mașini. Mi-au cerut sănătate, le-am dat-o. Ce aș mai fi putut să le dau? Mi-a cerut America, le-am dat-o. Ce aș mai fi putut să le dau? Și totuși au starea asta atât de încordată, atât de rece, atât de distantă față de mine. În această zi, Dumnezeu să ne schimbe stările și să ne pună într-o stare după voia lui Dumnezeu. Așa cum spune Apostolul Pavel, să ne pună Dumnezeu într-o stare după voia lui Dumnezeu să ne binecuvânteze. În al treilea rând, când te întâlnești cu Dumnezeu, un lucru minunat, Dumnezeu îți va rosti numele. Știi ce mult contează Dumnezeu să-ți rostească numele? Isus i-a zis Marie. În momentul când i-a rostit numele, starea ei s-a schimbat. Ba, din potrivă, parcă are loc acea luare a mahramei de pe ochi. Că până atunci credea că este Grădinarul. Dar când Isus i-a rostit numele Marie, dintr-o dată i s-a revelat și a zis, Rabuni, adică Învățătorule, Tu ești. Când Dumnezeu îți rostește numele, asta înseamnă că Dumnezeu te cunoaște. Știi că Dumnezeu are oameni pe care nu vrea să-i cunoască? Matei, capitolul 7, versetul 21. În ziua judecății vor fi cinci judecăți ale lui Dumnezeu asupra locuitorilor pământului. Prima judecată a lui Dumnezeu va fi judecata fiarei, da? Biblia vorbește despre o fiară, fiara poate să fie un sistem, nu știu, un, un sistem politic, un sistem electronic, un sistem, nu știu ce sistem, dar va fi un sistem... Și această fiară spune că va avea puterea să-i facă pe toți locuitorii Pământului să-i se închine fiarei. Și oricine nu se închină fiarei să fie omorât. Dumnezeu va pune capăt acestei fiare care vrea să ceară închinarea tuturor locuitorilor pământului și poate chiar a universului. Dumnezeu îi va pune capăt și îi va judeca. Apoi va fi judecata prorocului mincinos, o a doua judecată a lui Dumnezeu. Prorocul mincinos nu este altceva decât religia falsă. Există pe lângă biserica adevărată o biserică falsă. Nu toate bisericile sunt adevărate, chiar dacă se numesc creștine. Sunt biserici care poartă numele de creștin, dar în, în, în interior sunt peșteri de tâlhar. Sunt lucruri care nu le suportă, n-are nimic a face Dumnezeu cu ele. Spune așa de clar Apostolul Pavel că în vremurile din urmă vor fi învățători falși, vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș, pe ascuns, erezii, care îi vor face pe mulți, datorită vorbirilor lor dulci, plăcute, înduplecătoare, să-i urmeze pe mulți în destrăbălările lor. Din pricina lor, calea adevărului, spune Petru, va fi vorbită de rău. Va fi o confuzie, o confuzie spirituală. Și Domnul Isus a spus că el va judeca prorocul acesta mincinos, care va face semne și minuni, să se coboare ca foc din cer, să înșele dacă se poate, chiar și pe cei aleși. Apoi va fi judecata celor care au trăit fără Dumnezeu. Există oameni care n-au vrut să audă de Dumnezeu. Vor fi două învieri. Prima înviere va fi învierea celor ce au murit în Domnul. Și asta este baza creștinismului. De aia sărbătorim noi învierea Domnului, că Hristos a înviat. Și credem că vom învia și noi odată când va veni Isus Hristos. Va fi o primă înviere, apoi vor trece o mie de ani de la prima înviere până la a doua înviere. Ceilalți morți, spune Biblia, n-au înviat încă decât după o mie de ani. Și după o mie de ani vor fi înviați și vor fi chemați la judecată. La dreapta vor fi cei care l-au primit pe Domnul. Și la stânga vor fi cei care l-au respins pe Domnul. Va exista o judecată a celor necredincioși și o trimitele lor în infern pentru totdeauna. Apoi mai este o judecată, judecată de la tronul alb. Știți că și noi sfinții vom fi judecați, spune Apostolul Pavel. Spune așa de frumos, în ziua aceea îmi va da Domnul cu luna neprionirii Domnul, dar cum îl numește? Judecătorul cel drept. Și mie, și nu numai mie, iar în Corinteni spune că toți trebuie să ne înfățișăm înaintea tronului de judecat al lui Dumnezeu. Toți. Asta înseamnă că vom fi răsplătiți după ceea ce am făcut aici. Și va fi o zi, o zi a judecății la tronul alb. Și ultima judecată va fi judecata lui Satan. Când va fi judecat și aruncat în infern, conform Apocalipsei, aceste cinci judecăți ale lui Dumnezeu le-am găsit. Și acum în Matei, capitolul 7, versetul 21, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe alte minuni în numele Tău. Auziți ce le va spune Domnul? Plecați de la mine voi toți cei care lucrați fără de legea. Niciodată nu v-am cunoscut. Adică, traducerea mai exactă, niciodată n-am vrut să vă cunosc. N-am vrut să am de-a face cu voi. Sunteți niște farisei, niște ipocriți. Una a zis, alta ați făcut. Nu sunteți realitate, sunteți fals. Și aceea nu vă cunosc. Niciodată nu v-am cunoscut. Să ne păzească Dumnezeu, să nu ne cunoască Dumnezeu. Aș vrea Dumnezeu să ne rostească numele. Aș vrea Dumnezeu să te cheme pe nume astăzi. Aici în biserică sauz glasul lui Dumnezeu care îți rostește numele, pentru că cea mai mare onoare este să mă cunoască Dumnezeu. Biblia vorbește despre cinci cărți ale lui Dumnezeu. Și una din cărți este Cartea Vieții. Spune Biblia în Apocalipsa, oricine n-a fost găsit cu numele scris în Cartea Vieții, va fi aruncat în iazul de foc, care este moartea a doua. Fo focul și pucioasa și așa mai departe despre care vorbește Biblia. Când ucenicii au venit la Domnul Isus și au zis, Doamne, dracii ne sunt supuși, Luca 10 cu 20, Bolnavi se vindecă, Isus a spus, nu vă bucurați de faptul că dracii vă sunt supuși, nici de faptul că bolnavi se vindecă, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cer. Vreau să te întreb, te cunoaște Dumnezeu? Aș vrea Dumnezeu să te strige pe nume astăzi. Dumnezeu l-a strigat pe Lazar pe nume și Lazar a ieșit afară din mormânt. L-a strigat pe Saul din cer și Saul s-a convertit. L-a strigat pe Samuel în templu și Samuel l-a început să-l cunoască pe Domnul. Aș vrea Dumnezeu să te strige și să mă strige și pe mine. Să ne strige Dumnezeu numele nostru al fiecăruia. Amin. Și în al patrulea rând, când Dumnezeu, când te întâlnești cu Dumnezeu, vei fi împuternicit, autorizat pentru lucrare și înfrățit cu frații lui Isus auziți ce spune Domnul Iisus când Maria a realizat că este Isus, s-a aruncat la picioarele lui și l-a îmbrățișat și n-a mai vrut să-l lase să plece femeie, nu mă ținea căci încă nu m-am suit la Tatăl meu și la Tatăl vostru la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru du-te și spune fraților mei că am înviat iată aici îți... Niște lucruri extraordinare. În primul rând, Hristos m-a înfrățit cu El. Vă dați seama ce onoare avem să fim frați cu Isus? Adică, Tatăl meu și Tatăl vostru. Păi ce înseamnă asta? Ce suntem noi? Dacă Tatăl Lui și Tatăl meu, ce sunt eu cu Isus? Frate! Suntem noi frați cu El? Nu cu oricine pot să fiu frate. Aud în România expresia frații noștri ortodoxi, frații noștri catolici. Dar oare chiar suntem noi frați? Auziți ce spune apostolul când vorbește despre frați? Spune așa în 1 Corinteni 5 cu 11. Ce v-am scris? Să nu aveți niciun fel de legături cu vreunul, adică vreunul chiar din biserică să fie de aici, cu vreunul care măcar că -și zice frate, totuși este curvar sau lacom de bani, sau închinător la idoli sau defăimător. Ce-i defăimătorul ăsta? Vorbitor de rău, unul care te vorbește de rău, care te bârfește într-una. Bârfitor. Sau bețiv, care nu-i păcat, zice, nu-i păcat. Sau hrăpăreț. Cu un astfel de om nu trebuie nici să... Păi dacă trebuie să... nici să nu mănânc, poți să-l numești frate. Știți, E mare lucru să fii frate cu cineva. Doi frați mergeau pe drum și în timp ce mergeau pe drum au fost atacați de un urs. Unul dintre ei a reușit să fugă într-un copac, s-a urcat într-un copac și stătea acolo. Celălalt n-a mai apucat să urce în copac pentru că l-a ajutat pe ăsta să urce rapid și pe ăsta nu mai era cine să-l ajute. Și s-a aruncat lângă drum și s-a făcut că e mort. A venit ursul și a început să-l miroase pe ăla din, care se făcea că e mort din drum. Și l-a tot mirosit, l-a tot mirosit, poate o vreme de 10, 15, 20 de minute. După care ursul, crezând că ăsta e mort, a plecat. După ce a plecat ursul ăla din copac, și-a dat drumul și el și-a venit jos pe pământ. Și acum mergeau amândoi pe drum. Și ăla din copac îl întreabă pe ăsta care se făcuse că e mort. Zice, auzi, am tot văzut că ursul s-o plimba pe lângă urechile tale. Spunem ce ți-o spus -ți ursul la ureche? Păi știi ce mi au spus? Cu un frate ca tine să nu mă mai duc niciodată pe un drum. Frații sunt cei care simt unii cu alții. Ce simțăminte sunt între noi, dragilor? Hristos a simțit cu ucenicii, a simțit cu noi. Ce simțim noi unii cu alții? Aș vrea Duhul lui Dumnezeu să ne trezească azi. Nu uitați, Dumnezeu ne-a puternicit. A zis așa, du-te și spune fraților mei. Avem acest mandat din partea lui Dumnezeu. Să ne ducem să spunem fraților noștri, copiilor noștri, rudelor noastre, să devină frați cu Isus. Să le spunem că El a înviat. Avem această autoritate, dar această autoritate trebuie să o cerem. Că dacă nu o cerem, pățim ca și cei șapte fii al preotului Șceva, un preot iudeu, care în fapte 19, de la 15 la 16, s-au dus să exorcizeze un demonizat. Și au zis așa, folosind, considerând ei o formulă magică, în numele lui Isus, care îl propovădește Pavel, ieși afară din omul acesta. Și omul acesta era un om zdrav, îmi spune Biblia, dar posedat. Mai ales că era și posedat, era și mai puternic. S-au uitat la fiul lui Șeva, cu toate că erau șapte, dar nu s-au înfricat. Și a zis așa, pe Iisus îl știu, pe Pavel îl cunosc, dar voi cine sunteți? Oameni neautorizați care vor să facă lucrarea lui Dumnezeu, în loc să facă minuni, se vor face de minune. De aceea mă rog din toată inima, Dumnezeu să ne mandateze pe fiecare, să spunem că Hristos a înviat. Vă invit să ne ridicăm în fața lui Dumnezeu, și împreună să facem această rugăciune. Aș vrea să te întreb, nu știu cât de elogvent, cât de convingător am fost în acest mesaj, dar mă rog Duhul Sfânt să te convingă. Din această zi, să cauți dacă n-ai avut să ai o întâlnire cu Dumnezeu. Întâlnirea cu Dumnezeu ne va schimba, ne va face să fim asemeni sfinților. Dumnezeu să ne ajute.